干嘛的。Este mart? Yep. E mart. Ei. De ce l-ai pagă? Mergeți, că eu o să fiu pe aceeași barcă. La fel ca ieri. Vrei să facem și pe aia epavă? Nu. O să mergem din nou pe scândură ca să urcăm în această barcă. Și sper să nu cadă în apă nici azi. Azi mai ales că am și laptopul la mine, ca să editez vlogurile din zilele trecute și poate până dimineață o să apară două. Stați liniștiți că eu filmez. Eu ce filmează, da, de sub apă. Nu, filmează. Filmează pe mine. Mersi. Un adevărat drăguț. Yes. Asta e tot. Pregătită? Easy task. Cât de adânc e aici? 3 metri, 4. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real. But it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. And so vedeți voi de pe barcă, astăzi sunt mult mai vioaie după cum
se vede. Da. A fost foarte frumos afară, a fost soare, am putut să ne bucurăm și noi de căldură, am trebuit și baie, eu nu, dar am putut să dau un costum de baie, acum nu văd nimic din ce se întâmplă pe cameră pentru că e soarele în fața mea, dar într-un final aș putea spune că a fost o zi reușită. Pringles? Pringles. Și că iar avem chestii în cameră. Ce naiba e asta? Un elefant. E un elefant? Doamne. Și de acolo ceva. Nu, e asta, e de ieri, am pus-o eu aici. Ah, ok, atunci asta era aici. This is funny. Mi-a adus un buchet de flori. Ce flori să-mi pună? Astea. Da, nu erau aici. Mi-a adus un buchet de flori. Băiatul ăsta e fantastic. Da. Un elefant, da. Frate. Numai ei ar putea face chestii de-astea. Pa! Doamne. După ce a fost o zi absolut minunată, am venit să mâncăm. Ne-am luat aici niște pui, cea mai sigură variantă. Sau, o să vedem. Aici mi-am făcut eu o sărățică cu morcov, varză roșie și castravete și acolo am ceva dulce. Dacă drag? Da. O să vedem mâine cum ne simțim. Am văzut că deja s-au simțit câțiva rău după ziua de ieri. Și ne-am pus mai aproape de scenă de data asta să prindem, să avem locuri bune în față. Vezi? Dai un ban, dar stai în față.